Ca să fie sigură de calificare, Steaua trebuie să bată la minim 17 puncte diferență. În tur în Ungaria, Steaua a pierdut cu 75-91. Bucureștenii care nu au găsit o sală liberă în capitală și s-au mutat la Târgoviște pentru returul cu ungurii, se pot califica și cu victorie la o diferență mai mică din postura de lucky loser. Organizatorii așteaptă mulți iubitori ai basketului în tribunele polivalentei. Ne bucurăm că din nou la noi în sală va avea loc un eveniment de această învergură. Așteptăm ca suporterii din București și ai Târgoviștei, basketul mai ales, îi așteptăm în sală. Biletele sunt destul de accesibile, am înțeles că este 10 lei. Se vor pune în vânzare de la ora 17, mâine. Așteptăm că mai mult suporte și, dacă se poate, și o victorie. Steaua Cormand e miercuri seară de la ora 20 în Polivalenta din Târgoviște.